Policlinica veche a fost inaugurată ieri, chiar în prezența premierului și a vicepremierului. Conducerea spitalului a mulțumit pentru susținerea primită din partea guvernului și a Consiliului Județean. În numele personalului Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, vă spun tuturor bun venit și vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la redarea în folosință a unui obiectiv medical însemnat, ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Acest lucru s-a întâmplat cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean, al Ministerului Sănătății, care este preocupat continuu de oferirea de servicii medicale de calitate cetățenilor acestui județ. După ce a vizitat clădirea policlinicii și a văzut eforturile depuse de autoritățile județene, premierul a concluzionat că decizia de a muta spitalele în subordinea consiliilor județene a fost cea mai bună soluție pentru a putea schimba modul în care funcționează instituțiile medicale. Eu văd în continuare că gestionarea spitalelor de către autoritățile locale, în cele mai multe dintre situații, este o soluție mai bună decât supercentralizarea care a existat înainte. Există însă o obligație din partea guvernului ca acolo unde apar probleme, în special din trecut, să sprijinim sau de asemenea unde e vorba de investiții. Motiv pentru care vreau să felicit conducerea Spitalului Județean și Consiliul Județean pentru faptul că au reușit să finalizeze această investiție la care și guvernul a contribuit cu cât mai era nevoie. Policlinica veche a intrat într-un amplu proces de renovare care a vizat nu doar fațada clădirii, ci și refacerea completă a spațiului destinat pacienților și medicilor. Imobilul a fost transformat într-un ambulatoriu al Spitalului Județean, unde vor funcționa cabinete specializate care vor face posibile investigațiile medicale complexe. Procesul de reabilitare a început în 2012 și a costat peste 6 milioane de lei.